Sala Garabeti Brăileanu a Colegiului Național Roman Vodă a găzduit miercuri 10 august o nouă manifestare culturală legată de lansarea celei de-a doua cărți a doctorului Dan Arvătescu, intitulată sugestiv Singurătatea Sfântului Serafim. Lansarea cărții face parte din programul taberei de creație artistică Izvorul Tămăduirii, organizată în perioada 5-16 august la Bălușești. Singurătatea Sfântului Serafim este un volum de povestiri aproape fantastice, ieșit de sub tiparele editura Scrisul Românesc din Craiova. Volumul de proză este îngrijit de scriitorul Lucian Strochi. Am fost invitați cu toții la o lansare de Dan Gabriel Arvătescu, Singurătatea Sfântului Serafim, povestiri aproape fantastice, a apărut sâmbătă, scos din tipar, a apărut la editura Scrisul Românesc din Craiova anul acesta, întârzierea acesta. Cel care s-a ocupat îndeaproape de această carte și a îngrijit-o și a și prefațat-o este maestru Lucian Strochi. De aceea îmi permit să-i dau cuvântul pentru a prezenta această carte. Criticul literar Lucian Strochi, cel care a prefațat volumul Singurătatea Sfântului Serafim, admiră gestul de solidaritate culturală al mulților prieteni ai autorului, doctorul Dan Arvătescu. Singurătatea Sfântului Serafim este, în opinia criticului, o carte de iubire. Autorul nu s-a amestecat prea mult în bucătăria editării volumului de povestiri, dar a cerut ca pe prima pagină a cărții să fie inserată dedicația făcută soției sale, doctorița Laura Arvătescu. Prima carte a doctorului Dan Arvătescu, Eu, chirurgul, a primit în 2015 premiul pentru debut la cea de-a 14-a ediție a Festivalului Concurs de Literatură Avangarda 22, organizat la Bacău. În calitate de organizator a 15 ediții Festivalului Concurs Național de Creație Literară Artistică Avangarda 22 la Bacău, am avut și eu timp să trag câteva concluzii serioase în ceea ce privește fenomenul literar național. Anul trecut, la ediția de anul trecut, am avut surpriza ca jur alcătuit din scritori autentici din țară, nu merită. Într-un astfel de jur a făcut la un moment dat parte chiar și Lucian Strochi. Altă dată n-a făcut parte din jurul, dar a luat un premiu cu capătă. Ei bine, acest jur de anul trecut a dat un premiu la o carte, un premiu de debut, cu interes. Autorul pe care, iată, îl avem în fața noastră. Opiniile critice despre cartea doctorului Arvătescu, Singurătatea Sfântului Serafim, a exprimat în cronica sa și profesorul Gheorghe M. Ciobanu, care a vorbit despre simbioza dintre literatură și medicină. Arvătescu, scriitor, mai e, eu chirurgul, mai azi, eu un singuratic. Am spus eu în față, pentru că, în adevăr, așa e emblema sau zodia sub care are viziunea Arvătescu, deși are un sală ca la un congres în față, cu toate acestea este un singular. Arvătescu
să nu uităm că este și medic. Și în istoria omenirii, cuvântul medic și cultură artistică este format o simbioză inseparabilă. Probabil că medicul, care lucrează cu cea mai complexă alcătuire a naturii, care este Homo, lucrează și dorește să lucreze, să se contopească și cu cea mai complexă realizare a lui Homo, care este cultura artistică. La lansarea celei de-a doua cărți a doctorului Arvătescu a participat și medicul scriitor pietrean Virgil Răzeșu, care se consideră fericit a se număra printre discipolii medicului romașcan Dan Arvătescu. Trebuie să mărturisesc că nu știu prea multe despre viața Sfântului Serafim, nici despre minunele sale, dar știu mai multe despre doctorul Arvătescu și știu ce a făcut și face pentru profesie, pentru semeni și pentru cetatea în care trăiești. Chiar dacă cineva îmi ia în nume de rău scuzele, trebuie să mărturisesc că doctorul Arvătescu, pe drept sau pe nedrept, este problema dânsului, mă socoate, mă numără printre modelele dumnei sale. Și dacă accept mai ușor acest lucru, din punct de vedere profesional, trebuie să spun că sunt foarte fericit că și dânsul își consacră, la fel ca și mine, o bună parte din timpul liber și îl consacră scrisului. Doctorul Dan Arvătescu a mărturisit că Sfântul Serafim este o ficțiune a sa. Autorul volumului de povestiri aproape fantastice n-a ezitat să mărturisească participanților la lansarea celei de-a doua cărți sentimentele de iubire și prețuire față de soția sa, doctorița Laura Arvătescu, și motivele pentru care i-a dedicat cel de-al doilea volum de scrieri. Sfântul Serafim nu e un sfânt. Sfântul Serafim este creația mea. Așa văd eu. Nu văd de ce ar trebui să mă încadrez în niște canoane în privința părerilor care le am despre un lucru sau altul. Undeva, la o predică, într-o duminică, a Părintelui Răiță Popu, Părintele spunea că rugăciunea cea mai frumoasă este rugăciunea pe care o faci singur acasă cu cuvintele tale. Ei, lucrul ăsta e foarte interesant. În fond, noi trăim o realitate pe care o vedem și o înțelegem așa cum vrem noi. Sunt convins că există o meta-realitate, sunt convins că există un inefabil al existenței noastre, care e foarte greu de cunoscut, pentru că noi, odată ce am mușcat din acel măr fatidic, am reușit să ne tăiem o mână. Lucian Strochea a anunțat mulțumirea de a fi îngrijit și prefațat o carte al cărei tiraj s-a epuizat deja și trebuie suplimentat, ceea ce demonstrează că a avut succes și la public.